Fie că bem apă plată, suc sau apă minerală, pentru unii este important doar să consume lichide, însă lucrurile nu stau deloc așa, fiindcă trebuie să fim foarte atenți la acest aspect, în funcție de ceea ce ne dorim pentru sănătatea noastră și corpul pe care îl avem. Conform spynews.ro, apa minerală are efecte terapeutice recunoscute, așa că rehidratează organismul și potolește setea. Aceasta, spre deosebire de sucuri, nu are calorii și nici nu îngrașă, așa că, în ciuda numeroaselor zvonuri apărute despre ea, poate fi consumată cu încredere de către orice persoană care nu are interdicție de la medic și nu se luptă cu kilogramele în plus. Ce-i drept, mulți se feresc de apa carbogazoasă pe urma unor speculații nefondate, însă specialiștii care au analizat cu mare atenție efectele ei pe termen lung au constatat o serie de beneficii. De asemenea, în apa minerală se găsește calciul și magneziul, ambele esențiale pentru buna funcționare a organismului uman, astfel că magneziul reglează tensiunea arterială, iar calciul îmbunătățește sănătatea oaselor. Totuși, cei care au probleme cu greutatea trebuie să țină cont de faptul că apa minerală, consumată pe termen lung, ascunde un efect neplăcut. Mai exact, conform unor studii ale oamenilor de știință, favorizează creșterea în greutate.